Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la Constanța News. În această zi ne aflăm în Comuna Constanțean Mihai Viteazu. Pentru cei care nu știu, chiar la granița cu județul Tulcea, undeva între Constanța și Tulcea. Invitatul nostru de astăzi este domnul primar Gheorghe Grameni, cel care ne va prezenta un bilanț al activității în ultimul mandat, ceea ce pentru dânsul este de fapt o continuare a muncii depuse încă din anul 2000, de când se află la conducerea acestei comune. Domnule primar, vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde invitației noastre. Ne apropiem, iată, cu pași foarte repezi de finalul acestui mandat și de alegerile care au loc pe 27 septembrie, în speranța că nu se va întâmpla nimic până atunci, în aceste zile pe care le parcurgem. Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, sunteți pregătiți pentru un nou mandat sau... care este planul dumneavoastră de viitor? Sunteți primar de 20 de ani. Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu mai aveam de gând să mai candidez. Dar mă face să candidez, una, pentru proiectele care am muncit, cum a spus și dumneavoastră, ani de zile, că multă lume nu înțelege că un proiect baz din palme și l-ai făcut. Dacă aveți posibilitatea să luați o poză cu tot ce avem în raftul acela, sunt toate proiecte pentru comunitatea Mihai Viteazu. Dar întâi de toate, că mi-ați spus și de campania electorală, și al doilea lucru care mă face care să candidez este datorită candidaților care, unii din candidați, ca să ne punem toți într-o oală, pentru că într-adevăr am luptat pentru democrație, au murit oameni pentru democrație și avem voie să vorbim vrute și nevrute, murdării, fel de fel, dar unii oameni sunt ieșiți din comun, care nu știu cum să-i caracterizez. Să înțeleg că aveți o campanie electorală foarte agitată. Domnule, în 2016, unul din candidați m-a acuzat că și-a pus un televizor mare cu diagonala de, nu știu, de 120, nu știu cât era, în centrul satului Sinoie, că țin tractorul primăriei la mine acasă și fur pese, iau pese după tractorul primăriei și bag pe tractoarele mele. Vreau să-i aduc la cunoștință acestui candidat, contracandidat, că nici un filtru de motorină nu se potrivesc la tractoarele care le avem societățile, copilor mei și nevastea. În curtea copilor mei și la nevastă mea, noi avem pe puțin 20 de tractoare, 6 combini, camioane, tiruri, care nu ne-am aș murdări cu o pesă de 2 lei, cu toate că realitatea este clară, că nu se potrivește nimic. Am vrut să deschid acțiune în instanță, dar calomnia la noi a căzut. Nu mai există calomnie, știți? Prin lege. Și am lăsat o baltă. Dar unii oameni au avut credința în el și i-au dat votul de consilier. Eu vreau să-l întreb pe acest candidat, înainte de a vorbi toate prostiile, că se referă la un raport al Curții de Conturi din 2015, că s-a furat motorină primarul și nu știu ce. Dom'le, Curtea de Conturi când vine, ca să știe domnul contracandidat, Curtea de Conturi când vine, cel care greșește plătește, iar cel care fură, cum zice el, la parchet. Nu se stă de vorbă cu nimeni. După cum spune el dânsul, până acum nu știu, nu mai există organe, dar sau eu sunt Dumnezeu și nu poate să atingă de mine, eram arestat de mult. Nu mai eram pe scaunul acesta. Eu vreau să-l întreb atât. Pe
domnul contracandidat. Când eu am venit la primărie, aveam o avere, 12 tractoare românești, 3 combini SEMA 140 și 3 camioane Raba cu remorci. Vreau să-l întreb pe dânsul, a făcut o mică avere. Ce a avut când a pornit această avere? Dar a făcut-o după spinarea primăriei. Cum a făcut-o după spinarea primăriei? Și cu ajutorul meu. Și o să mă refer care e și ajutorul meu. O să vă spun. Când am venit eu la primărie, avea un contract, adică el răspundea de căminul de Mihai Viteazu și are încă o... cum să zic eu, tot ține de cămin, care era un club odată și dânsul a făcut discotecă. Vă dați seama, a avut un contract cu 7 lei pe lună la discotecă, care dânsul câștiga. E, când căminul la fel folosea depozit de lăzi în altă, curent fura de la primărie la discotecă. Aici sunt niște acuzații, da, pe da, care da, le... reale, reale. E, eu vă întreb pe dumneavoastră, când e mai periculos animalul? Când e rănit. Dacă sunteți de acord cu mine, animalul când e rănit e foarte periculos. Și vă spun de ce. I-am luat căminul, cu prima dată când am venit în primărie și am văzut ce se întâmplă, i-am luat căminul, i-am lăsat discoteca în spate, avea contract, eu l-am lăsat. Am zis că e bine și pentru tineret, să aibă un să te distreze și un alta, și eu l-am lăsat. După ce am făcut căminul cu tot ce trebuie, ca să vină un om să facă un botez, o nuntă, un altă, o pomană în cămin, cu veselă, cu lăzi frigorifice, cu tot, m-am trezit că nu mai avea unde să parchez în tașul sau cel cu botezul mașina datorită mașinilor de la discotecă. Atunci ce am făcut? Am separat curtea căminului de curtea discotecii și am deschis partea lateral să intre. Aoleu, dușmanul ăsta, pe mine, cu ochii pe mine. Dar nu, n-aveam nimic cu el. Realitatea care e că eu sunt ales de comunitate și eu să fiu pentru interesul comunității, nu pentru interesul unuia și altuia. Și atunci am început să parcheze, aveam o piață. Am început să parcheze mașinile în piață. Nu i-am zis nimic. După un an, ne-am gândit să facem un teren de joacă pentru copii. Unde să-l facem? Am stat, am analizat cu tot personal, cu tot funcționarii, secretar, un altă, viceprimar. Am zis, dom'le, hai să desfințăm piața, să o facem în locul ăsta de ran aici și să facem jocul de ăsta. Aoleu, ia rătiului, candidez, fac, drag. Bun. După ce a început să parcheze, dacă ați trecut pe în centru pe aici, să parcheze unde sunt pavelele și florile alea frumoase acolo, dacă vreți să treceți să le vedeți dacă nu le-ați văzut. Cu o canapea să stea seara un tânăr pe canapea, să stea, să se plimbe puțin pe acolo, că frumos centrul ăla. Parca mașinile acolo. Știți cum e tineretul de azi? Drifturi cu mașina, s-a făcut să niște gropi, nu altă. Am demarat un proiect, am contractat, am pus pavele frumos, niște flori, un altă. Vai, câinele ăsta! Așa m-a proiectat. Ăsta are ceva cu mine, nenorocitul ăsta. Și atunci, de atunci a pornit numai prostii ce nu le mănâncă nici câinii. Să leacă de toate nimicurile. Dar în loc să vină să zică în 4 ani, care sunt realizările mele? În 4 ani de consilier, fraților, realizările mele de consilier sunt asta. Am făcut. Nu. Și pe funcția de consilier am frânat toate proiectele mele. Am frânat întotdeauna toate proiectele mele și el zice că a adus economia.
Și vă dau un exemplu și atât. 16 ani de zile eu avem un cartepelar la primărie și cu un tractor la primărie și cu ajutorul de la tractoarele lui nevastă mea am făcut de zi pe zi 16 ani de zile, dacă ne-a costat un 30-40 de mii de ani. Și asta nu că vorbesc că vreau să vină domnul cu experți contabili să vadă adevărul care e. Vine dânsul consilier și stați, domnule, ce să vină tractoarele primarul, soții primarul să ne ajute? Ce am ajuns noi primărie? Să facem un contract cu o firmă autorizată să ne facă dezepezirea. Noi am făcut contract. Ola a încheiat contractul, omul nu poți să îi dai banul, că n-a dezepezit, că n-alta. El a stat în stand-by, motoarele au fost pornite întotdeauna, tractoriștii i-au ținut pe fruct. Ai cum să îi dai? Diferența e de 4-5 ori mai mult plătit bani. Nu mai am cuvinte să vă spun. Și revin și îi spun ce avere a avut dânsul când a pornit cu discoteca până să pornesc cu discoteca și cu magazinul de la Sinoie. Și vreau să-i aduc aminte că la magazinul din Sinoie când a plecat, venea de multe ori și îl împrumutam cu bani. Proverbul ăla care zice românesc, noi avem foarte multe proverbe foarte bune, dar nu le punem în practică. Când zice proverbul ăla, cu o bucată de pâine am crescut un om și un câine. Câinele mai mă recunoaște, omul nu mai mă cunoaște. I-am dat de zeci de ori bani împrumut când a deschis magazinul. Câteodată aș uita să-i mai dea înapoi. Acum o sănătă mi-a scris pe Facebook nu știu ce, că n-am mizerie și nu știu ce. Și am adus aminte să se uite întâi în fața la magazinul lui, când 26 septembrie a fost o inundație foarte gravă și nămolul care a venit a venit că vinde și butelii. Sub rastelul de la butelii plin de nămol mizerii ce nu exista. Și i-am adus aminte să-și vadă de mizeriile lui din fața magazinului alimentar. Nu să vorbească despre mine. Și în două zile i-am adus aminte de a făcut curățenie. Vă spun sincer. Domnilor, de ce unii din candidați vor să vină la primărie? Ei zice că se fură la primărie. Întotdeauna cel care zice că se fură înseamnă că pentru asta vine. Vrea să vină la primărie. Când n-a făcut nimic acest primar. Când o iei o localitate de la zero, 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 când ai trei lămpi în centru de iluminat public și faci un iluminat public din stâlp în stâlp, pe orice străduță să ai iluminat public, când școlile erau distruse, grupuri sanitare la 100 de metri în fața școlilor, când grupuri ăsta, rețea de apă, nu exista în școli, încălzirea centrală cu teracote, cu uși căzute, a fumat toate camerele și cum există și la ora actuală în multe localități din țară, când nu ai nicio grădiniță, și la ora actuală avem grădinițe care pot să le compar cu multe grădinițe din oraș. Când la ora actuală mulți dintre cetățeni nu știe, poate nici nu interesează, Comuna Mihai Viteazu are aproape 700 de copii la școală, de la grădiniță până la cei cu liceu tehnologic. Școala generală și cu liceu tehnologic. Mai am câteva zile și termin un liceu nou cu 6 de clase după standarde europene. Eu îl întreb pe acest domn cum nu s-a făcut nimic? Că la bugetul care îl avem mă mir și eu singur cum am reușit să fac atâte lucruri. Dânsul niciodată nu vine și spună domnule, ăsta e bugetul comunei.
Eu pot să fac din bugetul ăsta, uite așa și așa. Asta trebuie să vină în fața oamenilor să spună. Nu că iau un proiect, un raport al Curții de Conturi de acum 7 ani și spune, măi, fratele meu, păi cum în timp de 7 ani, chiar mă repet, cine sunt eu? Eram arestat, după cum spune dânsul, de sute de ori. Nu deodată, dacă spune dânsul că am furat, cum zice el. Eu mă repet, iar nu candidam în continuare. Dar munca mea, chiar cum zice el, să vină să o ia niște hoți. Ieri, pe zi, a postat pe Google, pe ăsta, pe Facebook, că niște cetățeni aplecați și eu dau cu biciu în oameni. Îi rog acești oameni să se uite și să vadă, chiar așa e. Domnilor, eu am ajutat toată lumea. Am deschis ușa la orice oră, acasă și la primărie. Dacă oamenii văd care e realitatea dintre mine și el, din porcăriile care spune el, n-au decât să aleagă. Doamne primar, știți cum se spune că verba volant, cuvintele zboară, rămân faptele. Automat. Și vă propun să ne referim la proiectele pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră de la primăria din Mihai Viteazu le-ați realizat în această perioadă. Pentru că până la urmă oamenii, chiar dacă eu știu, e natura noastră să mai aplecăm urechea la ceea ce se spune în dreapta și stânga, nu poți să negi faptele. Da. Ceea ce se vede, ceea ce s-a făcut. Și am să vă rog să ne spuneți câteva din proiectele pe care le-ați realizat în folosul comunității, discutând despre infrastructură, despre educație, ați pomenit de acest nou liceu care urmează să fie dat în folosință. Despre aceste lucruri care sunt foarte importante, după cum știți, comunitate. Pentru comunitate. Am înțeles. Da. Ceea ce mi-ați prezentat, într-adevăr, pentru comunitate, acest lucru îl interesează pe cetățean. Ce ai făcut? Într-adevăr, ei acum contracandidații se bagă pe sinoie că în 26 septembrie a venit o inundație 180 de litri în 45 de minute de apă și a distrus toate drumurile. Și arată gropi, nu știu ce. Dar omul zice, păi de ce nu face? Stai, cu câți bani? Bugetul primăriei nici 10 ani nu pot să permite să fac drumurile la sinoie. Asfaltare și un alta. Dar înainte ca să fac drumurile, uitați, am proiectul acolo. Uitați-vă. Acest proiect, uitați și dumneavoastră, scrie drumul Sinoie. Cât trebuie să muncești aici și când începe un proiect, de la studiu de fezabilitate și până să ții licitația cu execuție, pe proiect tehnic, cu avize, cu tot, durează ani de zile. Acest proiect e finanțat, dar acum nu pot să încep lucrarea la drumuri la Sinoie până când nu fac rețeaua de apă și canalizare sus. Da. Uitați, acest proiect, rețeaua de apă și canalizare pe satul Sinoie, va începe cât de curând. Există și finanțare și licitație ținută. Încă durează, nu știe nimeni ce înseamnă un proiect pe banii europeni. Până când nu faci hârtiile cum trebuie, e o răspundere foarte mare. Că vine înapoi și zice, dai banii înapoi. Da, și acest proiect e aproape 2 milioane de euro. Asta este o problemă de care
Într-adevăr, foarte mulți primari se plâng de faptul că durează foarte mult accesarea acestor fonduri. Păi, de exemplu, după ce ai făcut proiectul tehnic, ca să vă dau exemplu cum se derulează, după ce ai demarat și ai făcut proiectul tehnic, trebuie un verificator. La acest proiect de apă și canalizare trebuie 3 verificatori. Unul pentru rezistență, unul pentru ăsta sanitare, că se face stație de epurare și nu știu ce, bazinul de apă, și unul pentru electrice. Până am găsit 3 verificatori, până au verificat, a durat 2-3 luni. Acum îl depunem la fir. Afirul, până îl verifică, mai durează 2-3 luni. După ce îl verifică afirul, ne-l dă înapoi, dăm avizul de începerea lucrării. Dăm avizul din începerea lucrării. Și vă dau un exemplu acum. După 21 iulie, am dat avizul de începere lucrării, drumuri, asfaltare, 7 km pe Mihai Viteazu. Aici. Da. Drumuri, asfaltare. Da. Pe Mihai Viteazu. De pe 21, ori a căutat firma respectivă fel de fel de tertip, și aici consider că e și ceva politic ca să stagneze, să nu vadă. După zeci de adrese am reușit să vină, și o firmă foarte mare, dar are lucrări în mai multe direcții, dar și nu numai asta, mă repet, cred că și politic, mai mult politic, au reușit să trimeată, să înceapă lucrările, deja au început de 3 zile, pe asfaltare pe 7 km Mihai Viteazu. Asta e un proiect care asta. Eu de când sunt primar, cel mai mult m-am axat pe școală și sănătate. Domnilor, nu aveam un doctor. Dispensarul dormea câini în el. Nu aveam o farmacie. La ora actuală avem doctor stomatolog, avem farmacie, avem doctor la circă, am înființat dispensar și în satul Sinoi, și datorită faptului că am câștigat un proiect, se spune Centrul de Resurse Integrate pe satul, Centrul de Resurse Integrate pe satul Sinoie, de 2 milioane de euro. Acest proiect e în parteneriat cu firma care ne-a ajutat cu acest proiect, consultantul, cum ar veni, primărie, partener 2, partener 3, școala, și partener 4, dispensarul din Sinoie. Ce presupune acest proiect? Acest proiect, am dotat dispensarul de la Sinoie, care nici un spital nu au niște aparatură. La școală, la fel. Că acest proiect este pe zona defavorizată, câștigat pe satul Sinoie. Am înființat un grup țintă de 100 persoane, de 200 persoane adulte și 100 copii. Toți acestea care s-au înscris în acest zonă proiect. Defavorizată. Zona defavorizată, pe Sinoie. Care nu au 8 clase să facă școală, cum să spune, pentru a reduce abandonul școlar. Așa. Să continuă cursurile, să se facă pentru ca să le dea diploma de 8 clase, cursuri de ospătari, bucătari, nu știu, mai pot să le repet pe toate care sunt acum aici. Cursuri de meserii. Da. Cei care s-au înscris în acest proiect, în grupul țintă, trebuia și să corespundă la niște date. Dacă nu au acte la casă, să le facem acte. Și după toate acestea, la urmă, dacă nu are un frigider în casă, dacă nu are un arăgaz în casă, să cumpărăm, să le dăm, să-i sprijinim pe acești oameni.
Datorită faptului că avem foarte multe animale, cu toate că mi s-a luat 800 de hectare de pășune din Sinuie pe grindul lupilor și nu ne-a întrebat deloc și nici nu ne-a despăguit cu nimic, măcar le-a trecut în zonă strict protejată, în zona biosferei Delta Dunării. M-am gândit și așa avem mașină de gunoi, adunăm și cred că peste tot unde trece se aruncate gunoi, că nu există cultură la noi, vă spun sincer, că totul unde trece omul se simte. Am demarat un proiect de groapă de gunoi sus, de groapă de gunoi de grajd, care și acest proiect am câștigat finanțarea. Urmează să țină licitația, dar licitația suntem pe țară aceste proiecte, 7 sau 8 proiecte prin Ministerul Mediului și Pădurilor și licitația o să țină direct dânsii, că sunt foarte multe utilaje care o să ne le dea prin care sunt prin acest proiect, să luăm gunoiul de la cetățeni, gunoiul de grajd, să-l transportăm la groapa de gunoi și trebuie utilaje de încărcat, de împrăștiat, de împins și așezat și au prioritate cei care mi-l dă după ce intră în putrefacție să-l cumpere, că cu îngrășămintele chimice am distrus solurile. Toată lumea știe că eco e mai bun. Dar noi aruncăm gunoaie la voi întâmplării, le dăm foc și mi-am gândit la acest lucru. Dacă nu vor cei care îl predă la noi, noi o să înființăm o taxă prin Consiliul Local pentru încărcat și transportat, după aia o taxă de gunoi pe tonă cât va fi și o taxă de împrăștiat pe câmp, bineînțeles, are de câștigat tot primăria. Da, e cea mai bună formă de a îmbunătăți calitatea solului. Și asta vreau să-i arăt și la toți contracandidații mei, că zice că n-am făcut nimic și de-aia am candidat, vreau să candidez în comandat pentru aceste proiecte. La ora actuală mai am un studiu de fezabilitate pentru alea verde, sus, fată, de acolo, alea. Studiu de fezabilitate pentru rețea de gaze, uitați-vă și dumneavoastră, e studiu de fezabilitate făcut, dar chiar în ședința din Consiliu de pe data de 28, vreau să-i aduc aminte lui domnul consilier, vom cere să aprobe un parteneriat cu Comuna Poarta Albă, care e lângă Constanța și încă n-au gaze, și noi la sfârșitul țării, cum se zice, la hotare aici, un parteneriat cu Poarta Albă și cu Istria. Era și să cere, nu știu care treaba, dar s-ar putea să se bage corbul cu noi. Pentru ce facem acest parteneriat? Ca să avem punctaj mai mare. Eu acum obligația mea este ca să-l depun pentru finanțare, trebuie să formez 2 echipe din primărie și să ducă la fiecare familie un angajament că este de acord să se branșeze la gaze. După câte gospodării trebuie să aveți? 1000 de gospodării. Trebuie să am eu, Mihai, să te-ai ajut în ghidul, uitați-l aici, ghidul, care este, ați-l prevede și le am, sunt sigur că le am și cred că niciun cetățean nu o să refuze ca să să semneze acest angajament. Un semn de civilizație, da. Până la urmă. Sigur că da, vă dați seama, s-a ajuns lemnele, niște prețuri depășesc gazele. Și să le tai și să faci cenușe și să faci mat. Așa i-ai dat drumul la centrală și gata. Da. Și facem acest parteneriat și după ce să ne depunem toți 3 pentru finanțare, care sunt sigur că se va câștiga. Că sunt bani pentru așa ceva. Da. Da. Bani europeni, nu bani de-ai noștri de la bugetul nostru. Ce să mai vă spun?
Uitați-vă dumneavoastră aici, acest proiect, că tot pe banii europeni fac, suma e mică, de 57.000 de euro. Voi pune pe toate intersecțiile principale camerele de vedere. E finanțat, e licitație ținută, deja s-a început lucrarea, în termen de 2 săptămâni, că asta e foarte rapid, se va monta camerele de luat vedere. Pentru a crește pentru siguranța cetățeanului. Orice se va întâmpla, ei peruți pe cameră și l-ai descoperit imediat. Dom'le, ați văzut cu ochii dumneavoastră liberi câte proiecte și câtă muncă trebuie la aceste proiecte și cât durează să le faci și să le las acum, de-aia candidez încă un mandat, să le las acum pe mâna unor haiduci. Haiducii numesc și haiduci sunt. Ei vin de-aia, zice că fură. Domnule, dragi cetățeni, dacă îi ascultați, n-aveți decât. Primarul Grameni, zis Dina, are cu ce trăi. Dacă își scoate tractoarele la arat o săptămână și are 4-500 de hectare, face 3-4 concedii pe țară și an și trăiește ca boier. Și cu acesta vreau să le spun și lor succes la domnii contracandidați, dar nu cu murdării, nu cu falsuri, să vină cu probleme reale și să vină cu experți să demonstreze la cetățeni că s-a furat, nu aiureli de ale lor. Domnule primar, suntem într-o perioadă foarte grea, o perioadă inedită cu care nu ne-am mai confruntat niciunul dintre noi, aceasta cu pandemia. Și lucrurile par să nu se liniștească deocamdată. Urmează să înceapă noul an școlar. Spuneți că aveți foarte mulți copii în comună? Da. La grădinițe, școli, liceu. Sunteți pregătiți pentru acest lucru? Știu că nu este neapărat responsabilitatea primăriei, însă sunt copiii comunei și atunci actul de învățământ, da, actul de învățământ aparține ministerului, evident, dar copiii trebuie să intre în școli și să învețe. Dacă nu se va putea, sunteți pregătiți pentru acel învățământ online? Începerea anului școlar. Da. Da. Vreau să vă spun că ați greșit când ați spus că nu e responsabilitatea primăriilor. Dacă primarul nu e responsabil pentru învățământul din comună, să asigure condiții, atunci vă întrebe dumneavoastră cine? Inspectoratul? Care vine nu știu când și verifică niște hârtii? Și vreau să aduc la cunoștință comunității și domnilor contracandidați, care niciodată nu s-a interesat să spună în campania asta, domnule, dar începe anul școlar, ce s-a făcut la școli? N-au ce spune. N-au ce spune că eu am băgat apă caldă în școală. Am reparat tot. Am discutat cu directoarea, care m-a supărat și pe ea, când vine cu hârtii scrise și cu adresa, am spus, doamnă director, la 2 metri de școală, dacă nu vreați dumneavoastră să vă deplasați, mă chemați pe mine, veneam eu la școală, sau veneați dumneavoastră aici, câte ori ați venit la primărie și nu v-am primit în biroul meu? Păi știți, domn primar, doamnă dragă, îmi faci imediat scris ce vrei să faci și trebuie să facem în școală. Și la ora actuală suntem foarte pregătiți. Și vreau să vă spun, foarte bine că a lăsat primul ministru latitudinea autorităților locale să decidă. Eu decid ca pe 14 septembrie să înceapă școala normal, nu online. Și domnul contracandidat al meu
Îmi spunea într-o adresă, într-o postare pe asta pe Facebook. Pe Facebook că vezi, Doamne, nu s-a ținut zilele satului anul ăsta și cu 440 de mii de lei pe o grămadă de copii. Eu ca să pun, să cumpăr la toți tablete, mi-e trebuie pe puțin 300 de mii de lei. Și cu internet și cu nu știu ce și cu plată și nu știu cum. Ba eu de acum 2 ani am cumpărat la toți profesorii câte o tabletă ca să țină legătura direct cu profesor, cu părinții. Ce se poate face, se poate face, ce nu se poate. Iluminatul public să-l schimbăm. Da, sunt de acord și eu. Dar când o să avem bani și când o să găsesc firma care mi-asigură garanție pe lăm pe 5 ani, a venit în firme, au venit, doamne, 2 ani garanție și după 2 ani să le schimb lăm pe iar, până am găsit firma. Pe 5 ani garanție mi-a prezentat și cu prețul pe care mi l-a prezentat, convenabil, și plătesc pe 5 ani de zile, fără niciun fel de dobândă, fără nimic. Am făcut iluminatul floare. Orice stâlp din localitate are lampă și orice străduță. Să facă când vrem noi, când putem, atunci facem orice. Eu nu am auzit niciunul să discute, domnule, avem, ce buget avem? Care sunt veniturile în localități? Ce pot să fac eu din acest buget? Nu, are în 2016 la fel, acum pe Facebook, că face primarul, că drege primarul, că face primarul, că ți-e drege. Păi eu rămâne stăpân acum, de nu mergea fulgi, nu mai rămânea nimic din mine, la câte spune el. Dar rămâne atitudinea cetățenilor. Cetățenul când se duce în urna de vot, el decide. Dacă, deci, îmi pare foarte rău și ăsta este, cred că nu numai la mine în localitate, în tot județul cred că se întâmplă treaba aceasta. Vin foarte mulți, nu mai se încurce. Dom'le, dăm votul de consilier mie. Primar poți să-l alegi pe ăla. Dăm votul de consilier. Păi dacă nu ai, cum a zis Iohannis, că a greșit, vreau partidul, guvernul meu. Nu! Când nu ai majoritate în democrație, unul se pune de acord mesișul sau doi, când eu nu sunt de acord. Când nu ai majoritate, te supui majorității. Nu, face ce vrea din tine. Face ce vrea din tine. Asta nu înțelege oamenii. Băi, dacă îl votezi pe ăsta ca primar, hai să-i votezi și lista de consilieri, că să aibă majoritate, păi vine, vă dau exemplu de multe ori în ședință. Eu nu sunt de acord. Sau mă abțin. Zic motivul. Mă abțin. Nu vreau. Dar dumneavoastră aveți aici, ați avut majoritate. Am avut până acum majoritate. Dar sunt proiecte, de exemplu, în mandatul ăsta am avut 8 și în foarte multe proiecte trebuie cel puțin 9 din 13. Și atunci când se rupe căruța, automat nu mai poți. Am înțeles. Păi am avut un ăsta, un puz în 6 ședințe nu l-a aprobat. Motivul. Ei știe, unii mei, că când se fac lucruri de astea, se dă ciubuc. Păi duceți-vă la firmă și ceriți-mă. Firma care vrea puzul să de făcut, duceți-vă și ceriți. Păi nu că, adică cum? Să mă duc eu să pun viața în pericol pentru voi? Că vreți voi câțiva care pentru asta vreți să veniți la primărie? Greșeli se fac, dar v-am spus, greșelile se plătesc. Iar fraudele, la fel se plătesc, dar în altă parte. Dacă făceam cum spune ei până acum, eram dus de mult de aici, după scaunul ăsta, vă spun sincer. Domnule primar, timpul alocat emisiunii se apropie de final. Și aș vrea să vă rog să le transmiteți cetățenilor din Mihai Viteazu, din Sinoe, cele două
localități pe care le păstoriți, iată, din anul 2000. Un mesaj înainte de alegeri, de ce le solicitați sprijinul și de ce, evident, de ce să nu îl acorde al cuiva? Da. Dragi cetățeni ai Comunei Mihai Viteazu, dacă vreți să ascultați minciunile unul și altul, n-aveți decât. Dar dacă mă cunoașteți bine și ceea ce am făcut eu pentru dumneavoastră și în cei 20 de ani cum ați fost primiți în primărie și cum ați fost serviți, eu nu. Vă spun sincer, dacă nu era aceste proiecte, eu nu mai candidam. Dar pentru munca mea nu vreau să o las pe mâna unor haiduci. Vă rog frumos, dacă vreți să-mi dați votul, veniți pe 27 septembrie, votați la mine primar și lista de consilieri ca să putem să facem în continuare ceva pentru localitatea asta. Sunt încă multe de făcut. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii de la Constanța News. Până la proxima revedere, toate cele bune!